Doctorul Călina Lazarovici și-a dat demisia din funcția de manager al Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Andrei Galați. Deși aceasta nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere oficial, potrivit surselor, doctorul Lazarovici și-a anunțat retragerea de la conducerea celei mai mari unități spitalicești din Galați la raportul de gardă din această săptămână. Fostul manager al Spitalului Județean ar urma ca în perioada următoare să preia conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Galați. Potrivit acelorași surse, locul doctorului Lazarovici la conducerea Spitalului Clinic de Urgență Galați ar urma să fie luat de actualul manager al Spitalului de Boli Infecțioase, doctorul Mihaela Devita. Până în acest moment nu se cunoaște în mod sigur cine va prelua șefia celei mai mari unități spitalicești din județ.